Și ca să vă dați seama cât de gravă este situația din spitale, vă spunem că în acest moment peste 300 de cadre medicale din mai multe județe sunt confirmate cu COVID-19. Dintre acestea, aproape 200 sunt doar în Suceava. Vom merge la colega mea, Francesca Simionescu, pentru că ea ne va detalia toată situația la Observator Update, așa cum v-am obișnuit în fiecare zi, oră de oră. Vorbim despre date raportate și despre alte confirmări care au venit, în cazul nostru, au venit aseară. Francesca. Bun găsit! Vă propun prima dată să ne uităm pe datele oficiale raportate de Institutul Național de Sănătate Publică luni. Acestea arătau în felul următor. Avem 285 de cadre medicale infectate cu coronavirus. Menționez că acest număr s-a schimbat ulterior, însă vom vorbi detaliat puțin mai târziu. Așadar, dintre cele 285, 91 sunt medici, 90 sunt asistenți medicali, 26 sunt infirmiere, avem de asemenea 8 îngrijitoare și 70 de persoane care fac parte din personalul auxiliar infectate cu COVID-19. Haideți să vedem acum și distribuția lor pe județe și ne oprim, bineînțeles, prima dată la Suceava, pentru că acolo sunt cele mai multe cadre medicale infectate, 181 la număr, după cum urmează 43 de medici, 70 de asistente, 20 de infirmiere, 7 îngrijitoare și 41 de angajați din personalul auxiliar. După Suceava, București are cei mai mulți medici infectați cu coronavirus și vorbim cu această ocazie și despre cifrele care s-au modificat. Dacă luni vedeam raportate 45 de cazuri, vedem că aseară au tot venit confirmări din partea mai multor spitale, cum că medicii și cadrele medicale de acolo au fost depistate pozitiv cu coronavirus. Vedem că s-au confirmat 17 la Spitalul Universitar de Urgență din București și încă 7 la Spitalul Militar Carol Davila. Se fac în continuare teste pentru mai mulți medici și este posibil ca acest număr să se schimbe de la o oră la alta. Iată că în urmă cu foarte, foarte scurt timp a venit și informarea că sunt 7 cadre medicale infectate cu coronavirus și la Spitalul Victor Babeș din capitală. Spunea managerul spitalului că activitatea nu este afectată în aceste momente. Așadar, iată un număr ce depășește 70 de cadre medicale în București. În ceea ce privește spitalele afectate de virusul, de noul tip de coronavirus, vedem că sunt mai multe. Ne referim, știm bine, spitalul Gerota, care s-a și redeschis, s-a ridicat măsura de carantină de la spitalul Gerota. Și vedeți, de asemenea, pe site-ul nostru, distribuția pe județe, unde mai sunt alte cadre medicale confirmate, însă numărul lor nu depășește 6. Francesca Simionescu, îți mulțumim pentru informațiile acestea. O să ne întoarcem la tine, bineînțeles, când o să apară noile raportări. Am văzut